Avem foarte multe exemple în care bugetul mare nu asigură performanță unui club de fotbal. Da. Sunt foarte multe în cazuri în care, foarte multe cazuri în care bugetul mare, ai un buget foarte mare de, nu știu, de câte milioane de euro și trebuie în locul 12. Cum a fost cazul nostru, am trecut, am dat locul 10 și am avut un buget de 4 milioane de euro. Cât ați avut buget? Cât ați cheltuit? Cu toate cheltuielile, cu taxe, cu tot, cred că la 4 milioane de euro. Ați cheltuit din banii? Plus minus, da. Plus minus și cât ați încasat? Păi ce am încasat? Un milion, am încasat în vara 2021, am încasat un milion de euro plus TVA, faptul că am probat în Liga 1 din Liga 2, iar anul acesta am încasat la 1.350.000 de euro. Mm-hmm. Mi se pare că mi s-au scăzut niște bani pentru arbitrii, aiure. Da, pentru VAR. Mi s-au scăzut niște. Da. Deci, practic, anul trecut, cât ați adus de acasă, din buzunar? Nu să spun exact o cifră, dar... 2 milioane? Că a fost, nu, la 3 milioane de euro. 3 milioane bani aduși din buzunar, nu? Da. E adevărat că maica ta vă spune aproape în fiecare zi, dați echipa, lăsați-mă cu fotbalul ăsta? Inclusiv și eu i-am spus de câteva ori, dacă vreți să fiu sincer, pentru că de multe ori cedez presiuni, fără să vei, pentru că sunt atâția ani, ți-am spus, milioane de euro, zeci de milioane de euro cheltuite. Eu așa știu că mama ta tot i-a spus, te rog, Adrian, dă echipa, dă o dată, scăpăm o dată. Prin aceasta, îngrenarea lui totală în fotbal, s-a lăsit și la mai multe business-uri, pentru că el, imobiliarele astea pe planul 2, putea să construiască, putea să-și vadă liniștit de nepoții, dacă acum este și bunic. Dar, ți-am spus, pentru el, fără fotbal, nu poate să trăiască. Da. Dar ai zis și tu să dea echipa? Da, de multe ori am spus. Da? Și recent? Există pentru el, da. Nu recent. Ultima dată am spus, cred că acum un an de zile, când a fost acea, când după ce intrasem în Liga 1, după 10 ani de zile, după ce am promovat succesiv, an de an, de la Liga 4 la Liga 1 și am văzut că suporterii tot au aceste manifestații, atunci am cedat puțin psihic și am vrut să scăpăm și de echipă. Și ce ai zis? Tati... Am avut așa ce era și spatele regatului, încă nu se eliberează atunci. Ce ai zis, tata... Am făcut un interviu public și am spus că echipa este de vânzare. Ce, a căzut și atunci, dar după aia, după 20 ani venit, a zis că nu face chestia asta. Da? Am înțeles. Da, nu există la el, eu știu. Uh-huh. El la an va fi... O să vezi va fi la anul. Adică? La anul, o să vezi și cum va fi la anul. Adică ce, că o să faceți echipă? Echipa va fi și mai bună la anul, bineînțeles, și o să vezi ce pretinți o să aibă la anul. De titlu, bă. Păi normal, da. Da? Da. Nu? 100% sunt convins. Deși el e foarte rezervat, eu știu ce gândește. Îți dai seama că îl cunosc. Aveți bani, Adiță? Că fără bani nu se poate face performanță. Puteți voi să vă dați să fiți cei mai buni și cei mai pătimași oameni patroni din lume. Cât crezi că ați spart în fotbal până acum? De când a început nebunul. Îți fac un calcul simplu. Deci din 2005, când a preluat echipa la Dinel Staicu, până în 2011 la Dizafire, a cheltuit undeva după un audit făcut de contabil la vremea aceea la 21 de milioane de euro. Uh-huh. Iar din 2017 până în prezent, cu tot cu ce s-a investit în baza sportivă, undeva la 17 milioane de euro. Deci total? Spre 40 de milioane de euro. 40... Bani din buzunar. Bani din buzunar. Din buzu, cum din se spune, buzunar, nu? Din buzu. Din buzu, da? Din buzu. Gândește-te în Craiova cu banii că făcea toată Craiova de Sultai. Câți bani făcea din 40 de milioane de euro? Deci gândește-te de fapt câți bani a pierdut după lângă. Da, exact, da. Adică și nu-ți mai spun câte terenuri le-a vândut la un preț așa derizoriu ca să obțină cât mai repede bani când aveau momente de criză la echipă sau când avea nevoie de cash urgent. Uh-huh. Deci, de fapt, dacă stăm să ne raportăm la cât a lăsat la el în unele negocieri pentru a avea lichidități mai rapid, se ridică la poate aproape de 50 de milioane de euro.